Hai să o salutăm pe Nata Albot în depărtata Irlandă. Nata, ne auzi? Ne vezi? Noroc și binevenit la Internetul Grăiește. Noroc și bun găsit. Hai că te aud, ok. Vrei să mă întreb ceva, vreau să-ți spun ceva. Eu vreau să-ți întreb, dar te întreb după ce dau play la burtieră, că am butoane și stres și îmbătrânesc în 5 minute cât alții în 10 ani. Iaca, Nata, în primul rând, tu acum ești în Irlanda, am muș înșepe o cuvântare, o seară foarte simpatică, sper să ai alături de oamenii care au binevoit să dea un ban să vină să te vadă, dar înainte de asta ai fost la Vilnius, în Lituania. Deci, în primul rând, te rog frumos să nu numești asta cuvântare, să numești stand-up. Primul meu stand-up, Andrei. Tu o să faci glume. Deci la stand-up-uri numai pentru glume lumea vine. A, nu, de stăinuiri. Despre 078 ați vorbești? Dacă o să mă întrebi, ați vorbesc. Despre soțul tău, al doilea. Despre al doilea am să vorbesc. Noroc la toată lumea, mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Tare vă rog, astăzi să fiți foarte indulgenți și să-i trimiteți multe inimioare și în privat și în comentarii lui Andrei, pentru că eu chiar și de la distanță simt cât e de greu să faci o emisiune singur și să reușești și pe butoanele cu burtiere, și pe butoanele de la cameră, și pe butoanele de la link-uri. Mai pe scurt, asta e foarte greu și vă rog o lipsă cât de susținere să-i trimiteți. Precum v-a spus și Andrei, am fost ultimele zile la Vilnius, am fost invitată la o conferință care se numește Bump Up, este organizată de un ONG din Praga. Scopul acestui eveniment a fost să adune sub același acoperiș activiști civici, jurnaliști, creatori de conținut, blogeri, autori de canale de Telegram din țările post-sovietice, și să creeze în primul rând o rețea între acești oameni și să îi ajute să vină cu un manifest. Majoritatea țărilor prezente la conferință sunt țări în care regimurile dictatoriale rămân în continuare la guvernare, sunt țări foarte tare afectate de această dictatură care oprește sau suprimă libertatea de exprimare, libertatea presei. Sunt țări din care foarte mulți participanți care au fost la conferință pur și simplu au evadat, au cerut azil politic, s-au stabilit în alte țări. Nu, mulți dintre ei și-au șters conturile sociale, de rețele sociale. Oamenii nu pot să apară, unii dintre ei, deci nu acceptau să fie fotografiați. Da, vreau să zic că eu... Tu acolo reprezentai Moldova, tu erai într-o poziție de hei, uitați-vă ce norocoși noi suntem sau cum? Tu povestești de aceste istorie despre, eu presupun că e vorba de Belarus, Kazahstanul, Rusia, cine mai este? Belarus, Ucraina, Kazahstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia. Deci au fost participanți din toate acestea. Și oamenii au venit și au povestit despre realitatea. Nata. Irlanda taie semnalul. Nata. Haidem de știri când revii, când arată că e pur network connection. Nata Albot, departe de studioul, inimă al emisiunii Internetul Grăiește, ne povestește cum a fost la Vilnius, la o conferință cu influenceri, voci din jurnalismul tradițional, jurnalismul online, care au participat, dar încă nu se mai reconectează, ok. Care a participat la câteva zile de think tank, de hai să ne adunăm să vedem cum putem mai tare să sporim spiritul civic printre oameni. Nu s-a reconectat deocamdată Nata. Alright, dar eu aș vrea să vă dau play la un video pe care Nata și echipa ei l-a făcut acolo la sfârșitul conferinței, când Nata mi l-a transmis aici și eu aș putea să-i dau play. Nata, te-ai reconectat? 1, 2... 1, 2, 1, 2? Da. Da, tu m-ai auzit? Vrei să dăm play la video de la finalul conferinței? Sau tu vrut să închei cu ceva? Eu am vrut să arătăm la oameni bucățica de emisiune în care am fost invitată la cea mai importantă televiziune din Vilnius. Ai reușit să o difuzez? Nu, încă nu.
Hai cu arătăm acum. Am vorbit acolo despre Moldova, am vorbit despre internetul grăiește și da, cred că este important cu toții noi, moldovenii, să înțelegem că libertatea este extrem de scumpă și noi în niciun caz nu trebuie să permitem nimănui să pună mâna pe ea. Ia, hai să te auzim, Nata. Grăiește în angliză, можно сказать, internet talks. Мы каждую неделю выходим в эфир в YouTube, Facebook и объясняем нашим людям, особенно молдаванам, которые находятся в диаспоре, их много, более полтора миллиона, что очень важно следить за тем, что происходит дома и помогать тем, кто дома, делать так, чтобы в них пробуждался социальный активизм, чтобы они смотрели за новостями, чтобы они следили, где фейки, где пропаганда, чтобы они могли разбираться. То есть это еще и media literacy. Потому что мы уже увидели по последним нашим парламентским и президентским выборам, что это дает хороший результат. У нас были парламентские выборы, в котором выиграло большинство... Так, еще раз поподробнее, что вы пробуждаете еще? Скажите, пожалуйста. Да, eu știu că pe mulți poate să-i deranjeze faptul că am vorbit în limba rusă. Din păcate, asta a fost limba comună, adică limba de comunicare pentru noi, majoritatea, altfel fiecare era cu limba țării lui. Și vreau să-ți mai spun un lucru. Am văzut în toți acești oameni o dorință incontestabilă de a-și promova identitatea lor. Belarușii vorbeau în belarusă, ucrainienii vorbeau în ucraineană, azerii vorbeau în limba lor, georgianca vorbea în limba lor, adică la maxim fiecare își apăra identitatea și noi încercam în felul ăsta să arătăm că acest trecut sovietic care a căutat să ne șteargă identitatea noastră culturală și națională ne-a afectat. Dar până într-atâta încât această nouă generație va permite, pentru că dacă noile generații se vor trezi și vor începe să lupte, să-și revendice identitatea culturală, noi de fapt vom fi mult mai bogați, respectându-ne și iubindu-ne și acceptându-ne. Sarcina noastră în acest camp a fost să ne împărțim pe echipe și în echipe multiculturale să creăm manifesturi. Manifesturi prin care să ne adresăm auditoriului, să-l încurajăm să prețuiască valorile democratice, să prețuiască libertatea și, foarte important, să conștientizeze că regimurile totalitare înfloresc pe cetățeni adormiți, adică pe cetățeni care spun Maya Hata Scraiu. Echipa noastră s-a numit Maya Hata Nescraiu. Și am realizat un video de TikTok într-o singură zi prin care vrem să ne adresăm la tânăra generație, pentru că la fel cum ne uităm la acel public din centrul orașului care participă la festivalul lui Ilan Shor și ne întrebăm cum putem noi răzbate la acești oameni, întrebarea mea este aproape nicicum, dar noi putem prin tânăra generație să răzbatem la părinți și să-i activăm civic, să-i facem să urmărească știri, să meargă la vot, să iasă în stradă dacă este nevoie și dacă li se încalcă drepturile. Vreau să vedem acest video pe care l-am realizat cu echipa mea. Așa, stai un pic. Твои родители забили на тебя. Ты часто слышишь дома? Мы вне политики. Ой, мой голос все равно ничего не решает. Все не так однозначно. Протестами ничего не изменишь. Тебе что, больше всех надо? И так говорят миллионы. При этом они все постоянно недовольны тем, что происходит в стране. Состоянием дорог. Ну что за хрень? Коррупцией. Ценами на продукты. Да сколько можно уже? Качеством образования и медицины. Но ты можешь все изменить. Проверяй информацию. Обсуждай новости с родителями. Не молчи и высказывай свое мнение. Не давайте взяток. Настаивай, чтобы родители сходили на выборы. Будь активным гражданином. Не думай, что тебя это не коснется. Если так будут жить и действовать миллионы, наша жизнь станет лучше. Наша хата из краю. Noi, de făcut. Sunet listin să stai o leacă. Stai o leacă. Grăiește. Tu ai înțeles ce avem noi cu toții de făcut.
Am înțeles, cu toate că eu leac, cred că asemenea mesaje n-ar trebui neapărat să fie separate, e ca un spot, da? Eu cred mai mult în chicătura așa. Peste tot. E ca ai cântat despre 99 de cometri și la urmă mai grești spiritul civic și te-ai dat, dai, da? Dar așa când faci un mesaj targetat doar despre ceva, mi se pare că poți să-i alungi pe oameni. Dar când adaugi o leacă de sare și... Andrei, fără nu uita că asta e video de TikTok și el este pentru generația tânără. În realitate, dreptate. Eu vreau să menționez un detaliu foarte important. O să vedeți în următorul video doi actori din Belarus, de la cel mai important teatru din Minsk, care s-a închis din cauza represiunilor, pentru că artiștii realmente au un rol de trezire a spiritului civic foarte, foarte mare. Lucru pe care eu nu-l simt în Moldova, pe care îl regret. Înțeleg că nu putem avea așteptări mai mari de la artiștii noștri, ei sunt așa cum sunt, dar uite că sunt artiști care fug din țara lor, care se ascund în alte țări și care încearcă în pribegie cumva să facă ceva pentru Belarus, în cazul acestei țări. Vreau următorul video, am reușit să-l fac printre participanții de la acest eveniment și i-am rugat să vină cu un mesaj către spectatorii Internetul Grăiește. O clipă, Nata. Așa. Уберите камеру. Вот мы вас и накрыли, да? Накрыли, нашли. Все. Медным тазом, да. Как это, как шапкой накрыли. Как мыши, как бегают по странам. Идут мы здесь, телефоны молодежь. Поменяли, да? Они же думают, что это они да. Тут устроили тут фестиваль этот. Да. Вы как... Да. Вы два. Мыло у нас выскальзываете постоянно из рук. Но мы не побрезываем нагнуться. Нагнемся. Мы вас подберем. Как хорошее дегтярное мыло и отодраем. И отмоем вас. И отмоем вот этими вот руками. Привет интернету Граешти. 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 Хочем передать большой привет Интернету Грієшті. Привіт всім глядачам проекту Інтернет Грієшті. Друзі, большой вам привіт. Кишиньов, Молдова. Мене звуть Сергій, я живу в Празі. Я юрист. Мене звуть Яна, я журналістка, родилась і виросла в Узбекистані. Я із Казахстана, мене звуть Аліхан. Мене звуть Зоя, я сексолог, психолог сімейних отношений, травматерапевт із Білорусі. Меня зовут Лёша, я журналист из Украины. Меня зовут Дима Гурневич, я журналист белорусской службы Радио Свобода, живу в Праге, там работаю. Меня зовут Улугбек Тургалиев, я амбассадор сексуального образования в Кыргызстане. Всем молдаванам помнить о том, что самое главное — это не политики и какие-то политические разборки, а ваша любовь и ваши связи друг с другом. Здоровье и главное, знаете, верить в себя, бороться за свою свободу, за свою границы, за то, чтобы ваши пожалуйста. Цели и мечты были исполнены. Наша сила, ваша сила в дружбе, в единстве между собою. Сегодня хотел бы пожелать вам, чтобы не только сегодня, но и всегда вы больше смотрели в сторону западного света, в сторону демократии, в сторону полноценной Европы. Всем молдаванам оставаться свободными, с открытыми мнениями, мыслями. Всем молдаванам я хочу пожелать сил, здоровья, уверенности, надежды, веры в будущее и заботы о себе. Желаю, чтобы европейские ценности были для вас не пустым звуком. Чтобы у вас никогда не было ограничений прав человека, чтобы вы выражались, говорили то, что вы хотите. Не бойтесь защищать свои демократичные ценности, посмотрите на Украину. Боритесь за свою свободу, за свой «я» и будьте всегда вместе, и за свой язык, и за свои традиции. Культурный код Молдовы должен жить и процветать, и о себе заявлять во всей планете. И чтобы вы были всегда солидарными. Недавно узнал, что оказывается очень популярным в мире стал хэштег Be Brave Like Ukraine. Be Brave Like Ukraine. Такого всего же крутого я хочу пожелать прекрасному народу Молдовы, вино которого мы очень ценим и любим, и музыку, сдоб-сдоб, которую мы тоже слушаем и получаем кайф от нее. Так что будьте такими же крутыми, как и раньше, и всегда отстаивайте свои права, боритесь за свободу, как украинцы. И мы, белорусы, тоже будем так бороться. Всего вам самого лучшего, и, как говорят белорусы, живи Молдова! All right, frumos! Merci, merci, Nata, pentru această colecție de saltări. N-ai dat nicio burtieră. Da, pentru că eram focusat la atenția asta, la subiectul care răsună, Nata, nu? O burtieră ți-am pregătit și așa e, n-ai dat-o.
Dar am dat-o mai devreme când vorbeai, când ai dat intro. Burtier, lumea, crede-mă, dacă întrebi amul oamenii care sunt la internetul greș, întrebi, pentru ce urmăriți internetul greș? Și pentru burtier! Bun, eram convins că așa și va fi, așa că eu pun pumnii pentru tine. Uite, vreau doar să spun că eu în seara asta sunt la Dublin. Irina, vin repede încoace. Colega noastră de la Jurnal TV, care e stabilită și ea la Dublin, mi-a făcut o invitație alături de o altă colegă de-a noastră de la Jurnal TV, Natalia Luncaș. Ia tău și Irina. Bună seara! Noroc, Irina! Bună seara! Noroc, noroc! Noi astăzi avem un public frumos care a cumpărat bilet și vine la o întâlnire în care să ne deschidem sufletele despre experiențele noastre de migrație. Cum te simți, Irina? Bine. Tu ești în ipostază de organizatoare aici și ai emoții, nu-i așa? Irina face parte din, nu mai aproape, da. Irina face parte din echipa Ca Lumea când noi organizăm festivaluri, dar aici la Dublin încearcă și ea să își manifeste autonomia ca organizatoare de evenimente. Da, sper că am învățat ceva bun de la tine și o să vezi. Sunt un eveniment, nu? Eu sper foarte mult oamenii să plece astăzi cu sentimentul că au luat ceva cu ei bun și util și vreau doar să vă spun că duminică ne așteaptă un eveniment la Londra. Dacă sunt moldoveni care ne urmăresc, urmăriți comunitatea Hai cu noi, căutați acolo informații și pe data de 9 octombrie la 11 la brunch ne vedem la Londra. Iar astăzi doar dimineața, îmi doresc... în prima parte a zilei, tu spuneai, da, că faci stand-up. Dimineața îți faci stand-up? Ok, dacă aveți prieteni, dacă voi sunteți pe la Londra sau aveți prieteni, cunoștințe pe la Londra, coloneli de poliție sau poate ceva acolo, oameni de afaceri care, blin, au rămas fără bani, dar înainte aveau mai mulți, sau oameni care înainte erau barsieti, dar acum încearcă să mai fie oameni, poftim, pojalosta, sau ăștia nu-ți primiți. Cum nu-ți primiți? Noi nu discriminăm pe nimeni. Libertatea de exprimare este cea mai importantă valoare pentru mine, pentru tine, și noi trebuie să respectăm și în direcția altor oameni. Vreau să spun că noul nostru coleg, Slava Radulov, pe care atât de frumos l-ați susținut după săptămâna trecută când și-a făcut debutul, atâtea mesaje îmbucurătoare pentru băiatul ăsta, a făcut o nouă cercetare. De data asta a mers la Ziua Vinului, care tocmai a avut loc la Chișinău, și rugămintea noastră a fost să vadă ce părere au vinificatorii noștri despre situația politică din țară. Dar pentru premiza... că ai o părere înseamnă să urmărești ce se întâmplă și cumva să-ți formezi o poziție civică. Dar de ce anume la Ziua Vinului? Pentru că noi ne-am amintit de proverbul zicătoare in vino veritas, da? Exact. Respectiv, noi ne așteptăm ca oamenii să spună doar adevărul la aceste răspunsuri tăioase. Întrebări. Totodată noi suntem conștienți că mediul de afaceri întotdeauna este precaut în a-și exprima opinia, pentru că puterile se schimbă, dar business-urile vor să rămână. De aceea urmăriți cu atenție noua aventură a lui Slava Radulov. De asemenea, mă tind că el e Radulov, el așa se prezintă. Trimiteți inimioare, comentarii de susținere pentru el, asta foarte mult contează. Și dacă îl vedeți undeva în public, pe stradă, credeți-l pe cuvânt, el reprezintă internetul grește. Adică depinde, și nu știi, poate să ne trezăm cu video-ul lui Slava pe alte portaluri, pe alte, în alte formate. Dar deocamdată credeți-l pe cuvânt. Oamenii să dea o sarcină lui Slava, vreo temă pe care ei și-ar dori ca el să o abordeze, scrieți-ne în comentarii, dați-ne idei, noi cu mare drag o să transmitem aceste sarcini lui Slava.